prieten de-a iepurașului. Invazia! Ca să faci roșii în saramură, spală roșiile, pune-le într-un borcan, toarnă saramură și înșurubează capacul la loc. Cucu! Hei, cine e acolo? Cucu baut! Hei, dum-di-dum-di-dum-di-dum! Hei, halt! Cine e acolo? Sunt doar eu, sunt doar o umbrelă. În zilele ploioase doar umbrelele se plimbă. Hei, tu, umbrelă, ai văzut vreun iepure pe aici cum... Cumva? Nu, n-am văzut. Cântec de leagăn și noapte bună, în cer roșiile se adună, somn ușor. Oh, nu! Aha, te-am prins, iepure! Mâinile sus! Roșiile i-au capturat pe domnul urs și Wally. Au invadat țara și au transformat-o în sediul lor. Deci roșiile m-au înjunghiat cu un castravete. Dar am fugit de ele prin bucătăria grădinii. Eu sunt Ketchup, mare împărat. Cine a făcut asta? Recunoaște! Eu o să fiu sincer cu tine, nu-mi plac deloc roșiile sărate, le urăsc! Tăcere! Îmi pare rău, nu am vrut să sune așa. Am vrut doar să spun că mereu scuip roșiile. Cum îndrăzne să ne scuip? De parcă am fi cu noi. Păi, mi-ar plăcea să te mănânc într-o salată cândva. Haide! Nu am vrut să te rănesc. Păi am să dau un altcineva. Poftă mare la ronțăit îngrășământ, roșie lacomă. Sper să nu te neci. Chiar te-ai necat. Bine, am un plan. Mai avem vopsea roșie, Lisa? Stai! Cine e acolo? Hei, liniștește-te! Eu sunt șeful securității castravețești. Îl căutăm pe iepure. N-am mai văzut un castravete așa de mare. Hei, poate o fi un castravete din acel african? Nu pot să cred, Croco! Te-au prins și pe tine? Ura! Ura! Salut, băieți! Uite, iepurele făcăreți! O să vă fac pe toți o... Cucu! Cucu! Bună dimineața! Astăzi o să vă arătăm cum să puneți roșii la murat. Nu! Sunt sătul de roșiile din coșmarul meu. Ce vis urât, chiar că... Hei, bună dimineața! Nu uita să te abonezi la canalul Hey Kids pentru mai multe desene animate și povești pentru copii!